mărit și binecuvântat să fie El. Atât de minunat este în mijlocul sfinților. Atât de minunat este când El este prezent în mijlocul copiilor Lui. Și L-am simțit în mijlocul nostru, lângă noi, prezența Lui, cercetarea Lui. Dorim în continuare să-și o lase peste noi. Mă bucur așa de mult pentru acest har minunat. Har înseamnă lucru nemeritat. Pentru că petrec acest timp minunat împreună cu voi, clipe de cer, de rai. N-am mai plecat de aici. Am vrea așa de mult să ducem cu noi această binecuvântare în casele noastre. În câteva cuvinte doresc să vă împărtășesc cum Dumnezeu într-un mod deosebit mi-a vorbit cu privire la acest pas atât de important al căsătoriei. Poate vă gândiți cum am acceptat această căsătorie și cum am înțeles voia lui Dumnezeu. Așa cum soțul a mărturisit, Dumnezeu m-a chemat într-un mod tainic la lucrarea cu copiii străzi din București. Și deși sunt născută, crescută în București, nu am știut că există copii care locuiesc în canale. Nu am știut acest lucru, fenomenul care se întâmplă încă pe străzile Bucureștiului, din păcate. Dar Dumnezeu, în dragostea Lui, atât de mare dragostea Lui și de minunată, m-a ales, m-a chemat, i-am auzit glasul, l-am urmat și m-a ajutat să-L slujesc în mijlocul acestor minunați copii. Pentru mine încă o parte din inima mea bate pentru ei. A fost o perioadă deosebită din viața mea, pentru că L-am înțeles pe Domnul cum poate niciodată. L-am cunoscut într-un mod aparte. I-am văzut frumusețea. I-am văzut iubirea, i-am cunoscut iubirea și dragostea într-un mod deosebit. M-am dăruit Lui în totalitate. M-am pus la dispoziția Lui. Și, dragii mei, este atât de minunat când îi aparții Lui în totalitate, 100%. Pentru că El face lucruri mari prin tine când te dăruiești Lui. Doamne, ajută-ne să-ți aparținem în totalitate, ca tu să poți să-ți proslăvești numele, să te glorifici într-un mod deosebit. Aduc aminte că nimic din lumea aceasta nu-mi trebuia decât să-L slujesc pe Dumnezeu cu toată ființa mea, cu toată puterea mea, din tot sufletul meu. În această perioadă mă rugam Domnului ca El să mă pregătească pentru întâlnirea cu soțul meu. Mă rugam Domnului ca El să-mi lumineze mintea, să înțeleg voia Lui. Știam că Dumnezeu are un plan deosebit cu viața mea. Pentru că, știți, nu m-am mulțumit niciodată cu lucruri de joasă calitate, vorbind spiritual, și totdeauna am tânjit și am alergat și am căutat mai mult și mai mult. Și mi-am dorit mai mult să-L cunosc pe Dumnezeu și mai mult să-L descoper și mai mult să înțeleg voia Lui și planul Lui. Și El a făcut-o, pentru că depinde de tine cât te lași pe Dumnezeu să lucreze în viața și prin viața ta. Într-o zi de toamnă, eram la prietena mea, la ea acasă și departe de București, și ea mi-a povestit că va veni un grup de tineri de la Orșova și va veni și un băiat care nu are mâini. Am rămas așa de uimită să aud lucrul acesta, pentru că nu puteam închipui cum poate trăi un om fără mâini. Îmi pun tot felul de întrebări, deja Duhul lui Dumnezeu mișca inima mea, ființa mea, abia așteptam să-L întâlnesc, să-L văd. Recunosc că a fost o dragoste la prima vedere. N-am știut ce înseamnă a iubi până în acel moment, ce înseamnă să fii îndrăgostit de cineva. Dar Dumnezeu a făcut o minune la clipită. Mi-a
mi-aduc aminte că la sfârșitul acelei întâlniri pe care am avut-o de tineri, am avut o discuție cu el și i-am spus: Sergiu, tu nu ești la întâmplare așa. Dumnezeu are un scop cu viața ta. El vrea să se proslăvească, vrea să se glorifice prin tine, El vrea să te folosească, să fie o încurajare pentru cei din jurul tău. Care dintre noi, din locul acesta, este la întâmplare pe acest pământ? Dragii mei, Dumnezeu are un scop cu fiecare dintre noi. Facă Domnul să ne înțelegem menirea, scopul cu care am fost creați. Îl vedeam deja o unealtă puternică, frumoasă în mâna lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu lucra. La care el mi-a spus: știi, Licia, mă bucur pentru tine că tu mă încurajezi așa de frumos, mă bucur pentru cuvintele atât de frumoase pe care tu mi le spui, dar tu ai fi în stare să stai lângă mine, să fii chiar soția mea și să facem împreună această lucrare la care tu spui că Dumnezeu mă cheamă. Atunci o voce am auzit în mintea mea, era vocea blândă a bunului păstor: Licia, dacă nu pui în practică ceea ce vorbești, atunci tot creștinismul tău, tot crezul tău este zero. Dragii mei, a fost un moment când am capitulat definitiv înaintea cerului, înaintea Sfântului Dumnezeu, atot puternic, atot știutor, atot creator. Când am realizat că spuneam lucruri mari, încurajam pe cineva, dar m-am văzut într-o neputință de nedescris, m-am prăbușit în ființa mea și am spus Domnului: Doamne, Tu știi că ți-aparțin, Tu știi că vreau să Te slujesc, Tu știi că vreau să Te urmez. Bine, bine, știu toate lucrurile acestea. Îmi place că mă mărturisești așa de frumos. Dar acum, dovedește-o cu fapta. Tu spui că mă iubești, dar acum, urmează-mă. Dragii mei, de multe ori nu înțelegem voia lui Dumnezeu și căile Lui sunt de nepătruns. Dar trebuie să recunoaștem și să înțelegem că voia Lui este cea mai bună pentru noi, cea mai plăcută, cea mai desăvârșită. Poate nu o înțelegem acum, astăzi, dar El cunoaște totul desăvârșit. El nu greșește niciodată. Un fir de păr nu ne cade fără știrea Stăpânului. El cunoaște în amănunt toate lucrurile. Am știut în prima clipă, de când am văzut pe soțul meu, că El este răspunsul la rugăciunile mele. Am știut că este planul lui Dumnezeu pentru viața mea, ca eu să fiu soția Lui. Cu toate acestea, satana, dușmanul, va veni totdeauna când vei dori să-L urmezi pe Domnul din toată inima ta și va încerca să te oprească cu tot felul de șoapte. Așa a venit și în cazul meu. Și mi-aduc aminte de lupta care a început să se dea la nivelul minții mele. Stai liniștită, tu crezi că asta e voia lui Dumnezeu, să te căsătorești cu un om fără mâini? Oare tu poți fi fericită lângă un om fără mâini? Păi ce poate să-ți ofere el? Te-ai găsit tu acum mai sfântă să faci lucrarea asta? Glorie Domnului! Aleluia! Aleluia! Că El este biruitorul! Aleluia! El este biruitorul nostru, frații mei! L-am experimentat și Le experimentez în fiecare zi. El este viteazul nostru. Aleluia. El merge înaintea noastră. El a dat popoare pentru sufletul nostru. El s-a dăruit pentru noi. El s-a jertfit pentru noi, pentru mântuirea noastră, pentru locul câștigat în cer. Ne iubește cu gelozie. Așa că, într-un mod personal, Dumnezeu a început să se implice în problema aceasta și a început să-mi vorbească într-un mod deosebit prin cuvântul Lui. Cuvântul lui Dumnezeu are viață, are putere,
Așa că am început să îl cred pe Dumnezeu pe cuvânt.